Bine te-am regăsit. Cum te simți? Doar cu antrenamente? Din păcate a fost acel eveniment cu Dragoș cu Iancu. Clubul a făcut memoriu și apel. Urmează să se judece. Ce estimezi că va fi? Bună ziua, în primul rând, mă bucur să vă revăd și eu, dar nu pot spune că sunt chiar de fericit în această ipostază. E greu, cum ai spus și tu, doar cu antrenamente și până la urmă așa cu conștiința puțin împătată, că știu că Dragoș a pățit și a pățit și că clar aveam și eu, am o mică, zic eu, o mică parte din vină. Așa, e greu doar să te antrenezi, practic mi s-a dat dreptul la ce iubeam și mi-am să fac, să joc fotbal. Așa, doar la antrenament, totuși e ok, pot evolua, dar fără meciuri e foarte greu. Da, țin să-i mulțumesc celor din conducere că au fost alături de mine condiționat, familiei mele au fost alături de mine și m-au sprijinit pentru că n-a fost o perioadă chiar de, și nu este în continuare o perioadă ușoară. Aștept recursul de joi de săptămâna asta și sper că să arbitreze, să spun așa, cu normalitate, pentru că am văzut și noi atacuri mai brutale, nu vreau să dau exemple din alte ligi. Dar și prin Liga 1 am văzut atacuri mai brutale care l-au soldat și la fel cu accidentări. Nu vreau să dau exemplu ce s-a întâmplat și cu noi. Cumva s-a întors împotriva noastră și totuși s-a prins un galben și s-a continuat să joace. Bine, asta nu e problema. Eu îmi doresc să se arbitreze corect, să se vadă că nu a fost niciun fel de intenție și că, nu știu, a fost pur și simplu un accident plin cu ghinion. Chiar vorbeam cu Dragoș și mi-a spus că prin ghinionul lui de a se accidenta m-a luat și pe mine cu el. Și cred, chiar cred că asta este. Ai mai ținut legătura cu el? Asta voiam să Întotdeauna. Vorbim perioade, nu știu, să dau un exemplu, la 2-3 zile. El cum se mai simte? Știu că Este, face face recuperare. recuperare, este la bază la FCSB, face recuperare, am înțeles, e acolo, mănâncă, are cazare, tot ce trebuie, am înțeles că cei de la FCSB au fost alături de el. I-am spus că sunt la Ploiești și că oricând are nevoie de mine, dar până acum nu s-a pus problema din partea lui să aibă nevoie de ceva, dar în tot S-a timpul tot am fost. vorbit de un sprijin financiar. S-a ajuns la așa ceva? Am încercat la fel cum a spus și dumneavoastră, dar lucrurile astea cred că ar trebui să rămână între mine și Dragoș și atât. Am înțeles. Deja ai stat pe margine 7, da. 7 meciuri, 7. Spre 8, pentru că dacă și joi e recursul, dai seama, meciul e sâmbătă, nu cred că. Ce estimezi că va fi la recurs? Deja. Dacă mă întrebai pe mine după accident, estimam undeva la 4-6, maxim 6, având în vedere situația gravă în care Dragoș a ajuns, pentru că a ajuns la operație și că a fost impactul la vizual pentru toată lumea. Acum, sincer să fiu, nu știu, eu vreau ca meciul de la Oplu să fie ultima etapă în care să stau.